Lasă, asta e bucata mea cea mai din suflet. Sunt îndrăgostit din partea asta. Foarte îndrăgostit. Și sper că și vouă o să vă placă. Este o bucată care e adevărată. Acum ceva timp, știți că eu am mai făcut glume cu Bulangii, cu Carțăfut în cur, cu Transexual, cu Robert Onescu. Care a fost o glumă, care a fost adevărat? Și am primit un mesaj de amenințare pe internet de la comunitatea LGBTQ, care spunea așa: băi, Țigănescu, dacă mai faci mișto de comunitatea LGBTQ, o futim pe măta. Bă, a fost prima dată în viața mea când am primit un mesaj așa de amenințare și am început să râd. Zic, bă, flăcă, bă, vă place pula, bă, cum s-o futiți pe mama? Plus că e muncă grea, bă, că m-am mai moartă de 20 de ani. Și bă, nu vă place munca la lopate, că vă știu futu-vă în gură. Faceți TikTok. Care vă futiți în cur? Bine, în afară din ăștia care face goținut. Zic, cum s-o futiți voi pe mama? Bine, bă, și dacă ar fi să vrei să o fuți pe mama? Pisti, mama e îngropată, ai bătrân. Și tu nu știi, și-i posibil să o fuți pe bunica. Dar și dacă să spune prin absurd că te interesezi la cimitir și afli că-i bunica, să oferești pe bunica și dai din mama, după 3 zile de dea la lopate, nu îți mai veni să o fuți pe mama, bă. Așa că eu am alte idei. Că și așa văd că mulți dintre voi filmați. Bă, ăștia din LGBTQ, dacă aveți ceva cu mine, nu mai bine îl dezgropați pe tata. Și sugeți pula, bă, și combinați și utilul și plăcutul. Eu am fost Ionuț Țigănescu, vă las în compania lui Angel, care ne termină această distracție. Vă pup și vă iubesc și vă mulțumesc că ați fost un public extraordinar. Vă mai așteptăm!